nigga man. Zi de sărbătoare în familia Mirelei Vaida. Astăzi, fiul său cel mare împlinește vârsta de 5 ani. Întreaga familie se află în vacanță în Turcia și aceștia au făcut publice mai multe poze. Mirela Vaida este o mămică mândră a trei copii. La mulți ani, Vlăduc Haiduc, 5 anișori azi, îți mulțumim. A fost urarea pe care Mirela Vaida i-a dedicat-o fiului său cel mare cu ocazia zilei de naștere. Suntem la masă, băieții au mâncat paste, căci copiii mănâncă doar paste și cartofi prăjiți. Spuneți-mi mie unul care mănâncă broccoli la 3 ani, ai mei nu mănâncă broccoli. Mănâncă paste și cartofi prăjiți, a mai adăugat vedeta. Băieții au mâncat paste, căci copiii mănâncă numai paste sau cartofi prăjiți. Spuneți-mi mie unul care mănâncă broccoli la 3 ani. Și eu zic, șapo, ai mie nu mănâncă broccoli, ai mie mănâncă paste și cartofi prăjiți. Și din când în când vor, la mic dejun și în pauze vor tablete. Acel moment când dorm copiii și te îmbraci și tu mai de bar, bei un mojito și ieși la piscină, unde nu faci baie pentru că trebuie să se trezească copiii, dar te simți bine că poți să stai măcar jumătate de oră liniștit, relaxat și să vorbești și de alte lucruri în afară de pipi, mi-e foame, mi-e sete, mi-e cald, vreau în apă, vreau afară, vreau papa, vreau... E atât de frumos. Viața când dorm copiii, dar e atât de frumoasă viața când se trezesc copiii și merg cu ei piscină, mare, magazine, jocuri, restaurante. Hai că v-am înnebunit. Suntem în vacanță. La mulți ani, sănătate, la mulți ani, Vladimir Amion, la mulți ani, copiii dumneavoastră sau voi născuți leilor în luna august. Vă pupăm! Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.